audiența, Melania Medeleanu, Mihai Tatulici. Așa ați făcut. Hai că ești exagerată, nu cred. Nu e așa că sunt exagerată? Bine, atunci altă întrebare pentru amândoi. Ce ați făcut azi noapte? Am repetat de la ora 1 la 7. Foarte indiscretă. La 1 la 7 dimineața, de un lucru natural. Și abia suntem în al treilea an și oricum noi considerăm că nu ne-a ieșit pe cât ne-am dorit. Domnul Becali spunea că iese pe an ce trece mai bine, că anul trecut tare ce s-a plictisit. Referința noastră nu este distinsul domn. Am vorbit și eu cu cine am putut în această seară. Melania, spune-mi, tu cum te simți prezentând atâția oameni despre care în rest vorbești la televizor, povestești, spui știri? Mie îmi place foarte mult să vorbesc despre oameni, mai ales atunci când fac fapte bune. Sigur că nu toți cei prezenți în aceste clasamente fac și fapte bune, dar unii sunt foarte spumoși, sunt simpatici, au ceva de spus, ceea ce e foarte important. Cât privește relația dintre mine și Mihai... Da. Domnia sa vorbește despre faptul că vom prezenta gala asta 10 ani de zile, 3 au trecut, mai sunt 7. Dar noi ne plângeam imediat după gala că spatele, au spatele. Da, da. Nu știu cum o să ne iasă. Mie îmi place combinația asta între un moșulică și un moșulică în palton, acum... Mihai, ești foarte, foarte elegant, foarte elegant. Mulțumesc și mult. Și eu? Melania, zău. Și tu. Și... fetița asta, că nu pot să-i spun altfel, că lângă mine paltonarul stă aproape dezbrăcată. Uite-te tinerețe, și tu ce e tinerețea. Mi-a plăcut un moment foarte emoționant, pe mine m-a emoționat. Și tu, Mihai, ai avut o replică interesantă. Momentul Gheorghe Dinică. Gheorghe Dinică, maestrul, a fost invitat la colegul nostru, la Cosmin Prelipceanu. Cum a fost acel moment? Eu sunt prieten de 35 de ani cu el. Deci eu când îl văd, mi se pare că întruchipează tot ce înseamnă actor. Emoția se comunică câteodată. Știi ce a fost spectaculos? Că el urca pe scenă și nu vedea ce se întâmplă în spatele lui. Da. Iar noi aveam imaginea asta, îi vedeam așa unul câte unul cum se ridică. Fabulos! Senzațional! Și amândoi am avut în același timp reacția să mergem spre el și să-l întoarcem cu fața. Să vadă ce se... Și încă ceva, teza de anul ăsta, publicistica noastră, că poporul poate de multe ori greși, ca în cazul lui. Locul pe care îl ocupă în acest clasament, votat de public, nu e locul pe care Dinică îl merită. Locul lui e mult mai sus. Dar noi cu toții știm asta, vă mulțumesc atât de mult pentru că ați fost alături de mine. Noi v-ați uitat. Cosmin, ai legătura, Cosmin vorbea cu mine în acest timp. Cosmin,